Live pe plajă, o nouă seară foarte, foarte faină alături de Olga Verbitsky. Salutare, Olga, cum ești? Bună seara, sunt foarte bine, tocmai am cântat și acum sunt cu emoții mult mai mari că sunt motalii pe scenă. Trebuie să vă spun că mi-a plăcut la nebunie cum a cântat Olga, dar hai să aflăm de la ea cum a fost reîntâlnirea cu publicul. A fost, wow, a fost super mișto, eu n-am fost de foarte mult timp pe scene mari și a fost așa că zici că am stat... Deci că am avut pandemia mea de mai mulți ani și am stat în casă și acum am ieșit afară și am văzut și o lumina soarelui. E super mișto, oamenii sunt minunați și am rezonat și ne-am simțit bine. Dar sunt curios, ai spus că ai avut emoții, ai spus asta și celor care sunt aici. De ce? Ce fel de emoții? Nu știu. Ideea e că atunci când am emoții vorbesc în continuu și efectiv zic tot ce aud în cap și zic așa pe față, bă, am emoții, aia e situația, acum ce să fac? E bine că nu prea mai are emoții, că nu mai vorbește într-una, așa că i-au trecut, asta este partea bună. Spune-te rog frumos publicul nostru, cum ți s-a părut? A fost super mișto. E un public destul de mare, nu m-am așteptat, sincer, n-aveam habar. Tineri, ce mai vrei? E un public plin de energie bună și frumoasă, oameni care iubesc muzica bună și muzica live, într-adevăr, care au venit să asculte, oameni dotați și adevărați artiști, super mișto, wow! Wow, minunat, îmi place mult de tot. Hai să aflăm un pic care sunt planurile Olga, ce a făcut Olga perioada aceasta de pandemie. Wow, păi nu prea am făcut nimic, sincer. Am avut o perioadă așa mai off, din cauza mea. Nu o să dau vina pe nimeni pentru că a fost strict vina mea. Dar acum ies în forță, mă puteți vedea din nou la micile ecrane. Sunt implicată în proiecte noi, o să auziți cu siguranță de mine în continuare. Și acum, în ultimul rând, hai să aflăm și apropo de planurile muzicale. Ce ai pregătit și pe când îi faci o nouă lansare? Ok, păi o nouă lansare vine curând, cred că maxim 3 săptămâni. O piesă nouă și sper să vă placă. Încă n-am filmat clipul, suntem în pregătiri, suntem plană, pe fază, pe muncă, îmi place mult. Abia așteptăm să vedem. Mulțumesc! Cu mare drag și totodată să ascultăm, dragilor, noi vă salutăm cu drag de la live pe plajă.